Da. Bună ziua, stimați colegi, vă rog să luați loc să putem începe. Vă anunț că din totalul celor 329 de deputați și-au înregistrat prezența un număr de 187, în conformitate cu prevederea articolului 93 din regulament, au fost distribuite următoarele documente: ordinea de zi pentru zilele de luni și marți, 9 și 10 martie, program de lucru în perioada 9-14 martie, lista rapoartelor depuse în perioada 25 februarie-9 martie, lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a curții, informare cu privire la inițiativele înregistrate la cameră și care urmează să fie avizate. Vă prezint următoarele modificări în apartenența grupurilor parlamentare: domnii deputați Calotă, Florică Ică, Petcu Toma Florin, Surgent Marius Gheorghe și Tabugan Ion ne aduc la cunoștință că vor activa în grupul parlamentar PNL, iar domnul deputat Gere Andrei Dominic va activa ca deputat neafiliat. La ora 17 avem prezentarea pe scurt a interpelărilor. Dacă sunt intervenții la ordinea de zi, domnul deputat Ion Stelian, aveți intervenții la ordinea de zi? Vă rog. Vă solicit retrimiterea la comisie a PLX 244/2019, aflat la ordinea 29 de pe ordinea de zi. Este vorba despre o reexaminare la cererea președintelui României a legii, pentru completarea articolului 5 din legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Dacă s-ar vota un astfel de proiect și un astfel de raport, așa cum a rezultat în urma ședinței Comisiei Juridice, ar însemna ca pe viitor proiecte pentru desfășurarea unor activități industriale ar putea fi făcute fără acord de mediu, ceea ce ar avea un impact devastator asupra mediului înconjurător. Noi credem că e important să plantăm, e important să avem grijă de mediul înconjurător, dar este foarte important să avem grijă foarte mult de ceea ce avem acum în patrimoniul nostru, care se circumscrie sferei acestea protecției mediului. Repet, reexaminarea președintelui este laborios documentată. De asemenea, Consiliul Legislativ a identificat câteva elemente de neconstituționalitate. Nici Consiliul Economic și Social nu a trecut neobservate aceste chestiuni. Guvernul României a dat aviz negativ. Ca atare, având în vedere raportul favorabil din Comisia Juridică, solicit retrimiterea la Comisie pentru a alinia toate aceste puncte de vedere și a avea un proiect care să fie de necontestat în fața unor critici de constituționalitate, de neconstituționalitate. Mulțumesc. Dacă se va merge mai departe, suntem hotărâți să strângem semnături pentru atacarea la Curtea Constituțională acestui proiect. Dacă va fi adoptată de Parlament. Bun, să înceapă votul. ...68 de voturi pentru, împotrivă 78, două abțineri, propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Mai departe, domnul Bontea, vă rog, grupul PSD. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Avem și noi două modificări la ordinea de zi, și anume să aducem pe poziția 5, poziția 18, PLX 537/2019. Să înceapă votul. O 158 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 4 abțineri, adoptat.
Mulțumesc frumos. Și pentru corelări, PLX numărul 64/2018, să o retrimitem o săptămână la comisie. Da, să înceapă votul. Poziția... Stați puțin. 302 pe ordinea de zi. Vă rog, repetați. Deci poziția 302 pe ordinea de zi pentru corelări, PLX 64/2018, o săptămână. Pe procedură, vă rog. Domnul președinte, doar pe procedură. Eu rog colegii, întotdeauna când solicităm retrimitere, să spunem și tematica PLX-ului, pentru da, că nu avem toată ordinea. Da, bineînțeles. Vă rog, domnul Bontea. Deci, propunere legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identificare ale cetățenilor români. Da. Să înceapă votul. O sută de voturi pentru, 38 împotrivă, 40 de abțineri, a fost adoptat. Mai departe. Doamna Iurișniții, dumneavoastră vă dau prima după ce terminăm ordinea de zi. Știu, terminăm ordinea de zi, intervențiile colegilor. Domnul Dobre, grupul PNL. Domnul președinte, vă solicit ca la poziția 52, raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și petiții pe semestru 1 al anului 2019, să fie prezentat la punctul 3, așa cum am convenit cu colegi. Da, poziția 52, raportul Comisiei, să înceapă votul. Da, da, pe poziția 3, am înțeles. O 157 de voturi pentru, 11 împotrivă, abținere, a fost adoptată această modificare. Mai departe, domnul Pașcan întâi, la rând domnul Petric. Domnul Pașcan. Domnul Pașcan, v-ați înscris, vă rog. Păi, dumneavoastră a solicitat. Erați la telefon cu Târgu Mureș, vă rog. Bună ziua, stimați colegi, vă mulțumesc, domnule președinte. Am plăcerea să vă anunț că, începând de astăzi, va activa în grupul parlamentar al PMP colegul deputat Adrian Mocanu din Galați. Vă mulțumesc. De la Buzău. Da, sunt vecini, Buzău. Buzău cu Galați tot acolo. Da, bun. Mai departe, domnul Petric, Pro Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o propunere. PLX 493/2019 de pe poziția 141 să fie adus pe poziția 4. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Să înceapă votul. Aveți mai multe? Să înceapă votul. Prezentați obiectul, domnul Petric. Numai puțin. Domnul Petric. Domnul Petric. Domnul Petric. Uitați-vă aici. Domnul Petric. Mai puțin. Nu e pregătit. Sunt bune ochelarii, da? Vă rog, prezentați. Mulțumesc frumos. PLX, proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din legea numărul 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român schiitului românesc Prodrom de la Muntele Athos, așa, adoptat de Senat în condițiile articolului, așa. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc, să înceapă votul. O 133 de voturi pentru, 4 împotrivă, 31 de abțineri, a fost adoptat. Mai departe, doamna Bâzgan, vă rog.
Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vă rog să fiți de acord să întoarcem la comisie pentru două săptămâni PLX 457/2019, poziția 108. Pe ordinea de zi este vorba de proiectul de modificare a legii 272 pentru drepturile și protecția copilului. La solicitarea Consiliului Legislativ avem câteva termene deja depășite pe care trebuie să le rezolvăm în comisie. Vă mulțumesc mult. Termen două săptămâni, da? Da. Să înceapă votul. ...169 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri, un coleg nu și-a exprimat votul, adoptat. Mai departe. Domnul Roman, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Solicit retrimiterea la comisie a proiectului de lege pentru modificarea legii 248 din 28 octombrie 2015 de pe punctul 9 al ordinii de zi privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, tot așa pentru a pune legea în acord cu termenul de aplicare. Mulțumesc. Ce ne-am înțeles cu Nini? Să înceapă votul. ...161 de voturi pentru, 2 împotrivă, 12 abțineri. A fost adoptată două săptămâni. Da. Și ultima intervenție, domnul deputat Gheorghe. Din greșeală. Bun. Am finalizat, nu mai sunt alte intervenții la ordinea de zi. Pentru început îi dau cuvântul doamnei deputat Cristina Iurișniții pentru prezentarea unei declarații cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii. Vă rog, doamna deputat. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să fac de această declarație săptămâna trecută, dar iată că fac în această săptămână. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, ieri am sărbătorit din nou 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. În calitate de președinte a Comisiei pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, le urez sănătate, bucurii, alături de cei dragi și proiecte împlinite tuturor femeilor din România și celor care le reprezintă azi în Parlamentul României. Dincolo de felicitările potrivite acestei ocazii, este încă un 8 martie în care România este codașă la combaterea discriminării, la egalitatea de șanse, tratament egal pentru femei și bărbați și, cel mai grav, la prevenirea și combaterea violenței asupra fetelor și femeilor din țara noastră. Statisticile pe care le aminteam și anul trecut, într-un mesaj similar, nu s-au schimbat în mod semnificativ. La fiecare 30 de secunde o româncă este bătută de partener, la fiecare 5 zile una este ucisă. Deși a intrat în vigoare mult așteptatul ordin de protecție provizoriu, nu au fost reglementate și bugetate nici anul acesta sistemele de supraveghere electronică prevăzute în lege pentru agresori, care astfel sunt liberi să atace din nou și chiar să scurme vieți. Nu puține au fost cazurile mediatizate anul acesta, femei omorâte de actual și foști parteneri, chiar dacă aveau deja un ordin de protecție emis împotriva acestora, dar orice nou caz este unul prea mult și ar trebui să fie conștienți toți cei responsabili de tergiversarea finanțării brățărilor electronice, de gravitatea inacțiunilor. Solicit ferm guvernului interimar să deblocheze proiectul de lege pus în dezbatere publică și așa mult prea târziu, abia în iulie 2019, și rog toți colegii din Parlamentul României să lucrăm în procedură de urgență, pentru că este absolută nevoie de acest lucru. Știu că există un proiect la Senat demarat, deci cerem procedură de urgență pentru aceste demersuri. Și pentru că agresorii de azi nu sunt violenți doar fizic, ci și în online, am inițiat o propunere legislativă pentru reglementarea violenței cibernetice. Un alt domeniu unde nu reușim să protejăm fetele și femeile din România. Proiectul a trecut de Senat și vă cer sprijinul, dragi colege și colegi, pentru un vot favorabil în Camera Deputaților cât de curând. Un alt punct dureros, neschimbat de anul trecut, este faptul că în continuare suntem primii în Uniunea Europeană la numărul de mame minore.
18.000 de adolescente din România au devenit mame anul trecut. 674 au sub 15 ani. Sunt date furnizate de Organizația Salvați Copiii. Nu e de mirare că suntem primii și la mortalitate infantilă și a mamei la naștere. Cu toate acestea, educația pentru sănătate lipsește încă din curicula obligatorie în școli și nu există niciun semn că s-ar dori introducerea acestei materii esențiale în viața copiilor României. Este aceeași situație și în cazul programei de studiu și a manualelor școlare. Nu conțin noțiuni din sfera diversității și a egalității de șanse și de gen. Nu spun poveștile eroinelor care au contribuit la România modernă. Nu dau voce minorităților etnice, religioase, celor cu dizabilități. Generațiile viitoare nu sunt educate în spiritul respectării egalității de șanse și de gen, fundament al unei dezvoltări durabile ca stat democratic și european. Deși România, știm prea bine, este semnatară unor convenții și tratate internaționale care pun accent pe educație ca mijloc de combatere a discriminărilor și prevenire a violenței asupra femeilor, cum ar fi Convenția SIDO și cea de la Istanbul. O educație prin clișee și stereotipuri a fetelor de acum va perpetua condiția ingrată a femeilor din viitor. Iar efectele se extind asupra întregii societăți, nu doar asupra celor 5-2% de cetățeni români de sex feminin. Copiii au nevoie de modele, știm foarte bine, iar fetele din țara noastră nu află mai nimic pe băncile școlii despre Sarmiza Bilcescu, prima femeie din lume cu un doctorat în drept, sau despre Sofia Ionescu Ogrezeanu, prima femeie neurochirurg, și Eliza Leonida Zanfirescu, prima femeie inginer din lume, despre Smaranda Gheorghiu, prima femeie care a călătorit spre Polul Nord, sau despre Smaranda Brăiescu, campioană europeană și mondială la parașutism. Nu se află prea multe nici despre Alexandrina Cantacuzino, despre Marina Știrbei, despre reginele României sau despre Elisabeta Rizea și partizanele din munți. Portretul acestor femei merită să fie prezent atât în manuale, cât și în spațiu public, în instituțiile din România, inclusiv în Camera Deputaților. Vă invit, drage colege și dragi colegi, ca până la finalul lunii martie să mergeți să vedeți expuse la nivelul P, pe traseul circuitului turistic, cele 20 de portrete feminine care au schimbat istoria României și a lumii, o expoziție pe care am organizat-o în Parlament cu ajutorul Fundației Centrul pentru Parteneriat pentru Egalitate. Stimate colegi, stimați colegi, vă amintesc că ne aflăm în an electoral și legislația aferentă încă nu garantează o participare egală și echitabilă a femeilor la nivel decizional, politic, administrativ. În Parlament avem una din cele mai slabe reprezentări ale femeilor din Comunitatea Europeană, circa 18% față de o medie de 35-37% europeană. Putem schimba acest lucru împreună. Pentru a sărbători un viitor 8 martie, cu un pas mai aproape de o reprezentare paritară, vă invit să lăsăm orgoliile și interesele de partid la o parte și să modificăm legislația electorală în spiritul egalității de șanse și de gen, pentru a îmbunătăți educația generațiilor viitoare și implicit condiția femeilor pe care le reprezentăm. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Vă urez o zi bună și nu uitați de expoziția de la P, unde 20 de femei reprezentative care au schimbat România sunt prezente acolo și puteți să duceți mai departe acest mesaj în rândul grupului dumneavoastră parlamentar sau în alte medii. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Continuăm. Proiect de hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlament, Consiliu, Comitetul Economic și Social. Este vorba de Comul 260. Domnul președinte Tâlvăr. Domnul Tâlvăr, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Opinia noastră a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru Politică Externă, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților și analiza realizată în cadrul comisiei noastre. Astfel, susținem comunicarea din 2019 privind politica de extindere a Uniunii Europene și demersurile Uniunii ce vizează un parcurs socioeconomic și diplomatic menit să asigure o competitivitate sporită în plan internațional și bunăstarea cetățenilor într-o Europa ce cuprinde pe toți cei care împărtășesc aceleași valori și se bucură de drepturi fundamentale.
Subliniem că extinderea Uniunii Europene reprezintă o oportunitate pentru toți cetățenii săi de a beneficia de o piață internă mai largă, de avantajele unei competitivități sporite în plan internațional, de o diversificare sporită a mărfurilor și serviciilor și de sporirea resurselor genetice și de biodiversitate disponibile. Totodată subliniem necesitatea de a intensifica eforturile pentru a asigura o prezență constantă și puternică a Uniunii în statele din Balcanii de Vest, prin fructificarea relațiilor tradiționale din regiune, dintre acestea și statele învecinate, membre ale Uniunii, în aplicarea politicii externe a Uniunii. Domnule președinte, comisia noastră s-a întrunit în ședința din 25 februarie 2020 și a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie, care să fie transmisă biroului permanent al Camerei Deputaților pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Domnul Dobrovie, vă rog, intervenție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica de extindere este unul dintre instrumentele cele mai eficiente ale politicii externe a Uniunii Europene. Discutăm practic despre încurajarea acestor state, mai ales din Balcanii de Vest, să realizeze reforme și despre o nouă metodologie mai de curând. Avem o nouă metodologie care se revizuiesc criteriile privind aderarea. După ce Franța s-a opus, din păcate, într-un mod ce a determinat presa să scrie despre o greșeală strategică, s-a opus deschiderii negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania, ceea ce a fost un semnal prost de descurajare a acestor state să facă reforme. Se pare că totuși Uniunea Europeană a găsit resursele pentru a trece peste această situație și în momentul de față avem niște noi criterii. Avem posibilitatea de a face acest proces mult mai eficient din punct de vedere politic, și în cazul în care există derapaje sau regresuri, atunci se poate anula, chiar se pot deschide din nou capitole care au fost închise, se pot relua anumite negocieri și, de asemenea, foarte important, se pot deschide în sfârșit negocierile cu Albania și cu Macedonia de Nord, care este dată ca exemplu prin acordul de la Prespa privind reconcilierea. De asemenea, este foarte important să subliniem faptul că acest instrument garantează Uniunii Europene influența în vecinătate, influența și posibilitatea de a-și proiecta interesele și valorile în vecinătate. Avem acest instrument extrem de important, dat fiind că sunt puteri precum Rusia, precum Turcia, precum China, care sunt tot mai prezente în Balcanii de Vest și Uniunea Europeană trebuie să rămână un actor global, trebuie să fie implicată în regiune, trebuie să vegheze ca aceste țări cu adevărat să fie stimulate să facă reforme și în acest sens trebuie să le asigure o perspectivă europeană clară. Este foarte bine că a fost schimbat modul în care se duc aceste negocieri, există acum clustere tematice, prioritățile au fost puse la un loc și va fi foarte ușor de urmărit în ce măsură aceste țări fac progrese referitor la statul de drept, referitor la justiție, referitor la administrație, referitor la competitivitate și la economie. În concluzie, salutăm această comunicare a Comisiei Europene, cât și revizuirea metodologiei de aderare și credem că este un pas înainte și sperăm să nu mai existe o poziție așa cum a existat din partea Franței și altor state, care efectiv sunt o greșeală strategică într-un moment în care trebuie să dăm un semnal acestei regiuni a Balcanilor de Vest că Uniunea Europeană își dorește ca aceste state să adere cât mai repede posibil. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții, nu mai sunt. Trecem la dezbatere. Dacă la titlu aveți intervenții, nu sunt adoptat. La preambul, observații, nu adoptat. La articolul unic, rămâne la votul final de mâine. Proiect de lege pentru completarea articolului 139 din legea 53/2003, codul muncii și articolul 94, PLX-ul 618. Raportul, numai puțin, raportul l-ați propus după acesta. Acesta este pe 3, acela e 3 indice 1, dumneavoastră a solicitat. Deci după acesta este raportul comisiei. Deci a spus după 3. Deci terminăm cu acesta și discutăm raportul Comisiei de Abuzuri. Nicio problemă.
este procedură de urgență dacă din partea inițiatorilor dorește cineva, nu? Comisia pentru muncă. Raportul. Domnul președinte Solomon, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea articolului 139 din legea 53 Codul Muncii, în vederea reglementării modalității de acordare și de recuperare a zilelor libere ale sărbătorilor legale religioase creștine, celebrate la date diferite de către angajații aparținând altor culte religioase. Totodată se propune completarea articolului 94 din Legea Educației Naționale, numărul 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul de a se ține cont de către Ministerul Educației la stabilirea structurii anului școlar de prevederile codului muncii astfel modificate. Legea face parte din categoria legilor organice. La Senat, articolul 1 roman a fost adoptat decizional pe ceea ce înseamnă modificarea articolului 94 din legea 1. Camera deputaților este cameră decizională pe restul proiectului, prin urmare propunem adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Da, vă mulțumesc. Domnul Ibram, vreți să interveniți, vă rog. Vă rog frumos, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la proiectul de lege. Proiectul de lege face referire la zilele libere pe care ar trebui să le obțină copiii de religie islamică și de religia cultului mozaic, să aibă și copiii noștri care duc mai departe tradițiile și obiceiurile etnicilor turci și evrei din România. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Colegul dumneavoastră, domnul Wexler, e inițiator. Mulțumesc. Nefiind amendamente, rămâne la votul final. Acum am ajuns, domnul Dobre, raportul privind Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și Petiții în semestru 1 al anului 2019. Vă rog, domnul președinte. Da. Domnule președinte, stimați colegi, vă prezint raportul privind activitatea Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții pe semestru 1 al anului 2019. Am să vă prezint succint câteva informații cu privire la activitatea Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții în perioada 1 ianuarie 30 iunie 2019, așa cum prevede regulamentul Camerei Deputaților. Comisia și-a desfășurat activitatea în cadrul celor 54 de ședințe în plen, conform programului de lucru hotărât de biroul permanent al Camerei Deputaților, cât și în cadrul subcomisiilor sale de analiză. În primul semestru al anului 2019 s-au adresat Comisiei un număr de 275 de petiții, cu 5% mai multe decât în precedentul semestru. Din totalul de 124 petiții primite la Comisie din partea persoanelor condamnate la o pedeapsă privativă de libertate, 63 au avut ca subiect solicitarea transferului la un alt penitenciar mai apropiat de domiciliul familiei, 48 au reclamat pretinse încălcări ale dreptului și libertăților, 13 s-au referit la presupuse abuzuri din partea puterii judecătorești. Rata de soluționare favorabilă a petițiilor care se refereau la transferul în alte penitenciare a fost de 30%. Colaborarea comisiei noastre cu instituțiile publice competente în soluționarea petițiilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate s-au îmbunătățit sensibil în perioada de referință. Pe locul 2, ca pondere în totalul petițiilor, se situează cele care reclamă pretinse abuzuri, erori și neglijențe din domeniul justiției, cu număr de 37 de memorii. În raporturile cu puterea judecătorească, Comisia a urmărit constant respectarea prevederilor constituționale care consacră separația puterilor. Principalele aspecte invocate în memoriile petenților vizează abuzuri ce ar fi fost comise de magistrați sau condamnări netemeinice despuse de către instanțele de judecată.
Inspecția judiciară, prin cele două direcții ale sale, a verificat sesizările petenților, constatând că acestea nu se confirmă. În cursul semestrului 1 al anului 2019 au fost adresate comisiei 31 de petiții cu sesizări vizând probleme din domeniul social. În 29% dintre aceste sesizând modul în care s-au stabilit ori s-au recalculat pensiile, întârzierile în soluționarea contestațiilor sau erori în stabilirea pensiilor pentru limita de vârstă pentru petenți, care anterior beneficiaseră de pensii pentru invaliditate. Colaborarea cu Casa Națională de Pensii Publice a decurs satisfăcător, răspunsurile primite din partea acesteia fiind bine motivate și indicând de cele mai multe ori că sesizările nu sunt motivate sau că au fost soluționate favorabil acestora. O problemă importantă a fost adusă în atenția Comisiei de persoane surde sau cu deficiențe de auz, care au întâmpinat dificultăți la reînnoirea permiselor auto. Ca urmare a unor recente interpretări ale Ordinului Ministrului Sănătății numărul 1162/2010, aceste persoane nu au mai primit avizul medicului de specialitate agreat. Comisia a decis să organizeze audierea Ministrului Sănătății, doamna Sorina Pintea, în vederea identificării unei soluții conform legislației Uniunii Europene. Audierea a avut loc în data de 25 februarie 2019. Fiind invitați și membri ai Comisiei pentru Dreptul Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, interesați în problemă. Urmarea dezbaturilor din cursul ședinței de audiere, doamna ministru a elaborat și publicat un ordin de ministru care să modifice și să completeze ordinul numărul 162/2010. Noul ordin al Ministrului Sănătății, numărul 1049/2019, a fost deja publicat în Monitorul Oficial, Comisia primind mulțumirile unor asociații ale persoanelor cu deficiențe de auz. Comisia a remarcat și o petiție prin care se sesiza refuzul repetat al Direcției Patrimoniului Cultural din Ministerul Culturii și din Tății Naționale de a emite o autorizație de cercetare arheologică preventivă absolut necesară desfășurării unui important proiect finanțat cu fonduri europene în sud-vestul țării. Derularea proiectului respectiv, finanțat cu aproape 5 milioane de euro, era imposibilă în condițiile în care repetate demersuri s-au dovedit insuficiente pentru direcția respectivă din minister, pierderea fondurilor europene fiind iminentă. Comisia s-a adresat conducerii Ministerului Culturii și Identității Naționale cu insistența impusă de situația descrisă de petenți. În final, petiția a fost soluționată favorabil, fiind eliberată autorizația de cercetare arheologică preventivă. Comisia a remarcat și petiția unui medic într-un important spital clinic bucureștean, care aduce în atenție situația medicilor care efectuează de-a lungul anilor și în condițiile deficitului cronic de medici din multe unități spitalicești, un număr impresionant de gărzi. Activitatea respectivă, foarte solicitantă și soldată cu un număr mare de decese ale medicilor, ar trebui să fie avută în vedere prin crearea unor condiții deosebite de pensionare. Recent am luat la cunoștință de inițiativa legislativă a unui coleg deputat care propune o soluție adaptată problemei sesizate, inițiativă pe care o susținem. Din totalul petițiilor înregistrate la comisie, în primul semestru al anului 2019, la această dată mai sunt pe rol un număr de 13 petiții, urmând să se acționeze pentru rezolvarea lor. Stimați colegi, informațiile detaliate referitoare la petițiile adresate Comisiei de Cetățeni și organizații legal constituite puteți găsi în textul raportului care v-a fost pus la dispoziție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt intervenții, nu am luat act de raportul dumneavoastră. Continuăm. Proiect de lege pentru modificarea articolului 2 din legea 114/2007 privind sprijinul acordat de statul român schitului românesc Prodromul de la Muntele Athos, PLX-ul 493. Dacă dintre inițiatori dorește cineva, nu. Președintele Comisiei de Buget, domnul Lazar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu prevederea articolului 95 de regulamentul Camerei Deputaților,
Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din legea 114 din 2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român schitului românesc Prodomu de la Munte Latos, Grecia. Prin inițiativa legislativă se propune creșterea alocării bugetare pentru schitul Prodomu de la Munte Latos de la 250.000 de euro la 960.000 de euro anual, alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale. La lucrările Comisiei de Buget Finanțe și-au înregistrat prezența un număr de 26 deputați în totalul celor 27 de membri. În urma examinării proiectului de lege și opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din legea 114 din 2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român schitului românesc Prodomu de la Munte Latos, Grecia, cu amendamentele admise de tehnică legislativă prezentate în anex. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Începem dezbaterile generale. Grupul PNL, domnul deputat Gheorghe, vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, mă bucur că sunt unul dintre semnatarii acestei inițiative legislative, care mi se pare ca fiind una demnă de lăudat și de susținut pe mai departe și de transpus în lege. Spun acest lucru deoarece schitul Prodromu este fundamental pentru ceea ce înseamnă prezența ortodoxiei românești în spațiul ecumenic internațional, prezența diplomației religioase românești în spațiul balcanic și nu în ultimul rând sub aspectul spiritualității și culturii noastre ortodoxe. De multe ori și vedem în ultima perioadă că se tot dă în Biserica Ortodoxă din toate părțile, se caută a se da vina pentru lucruri dintre cele mai diverse fix pe biserică, pe preoți, pe cultele religioase. Cred că această lege este binevenită în acest context în care în România ne aflăm în fața unui asalt secularist deosebit de agresiv îndreptat împotriva cultelor creștine și mai ales a Bisericii Ortodoxe din România și cred că pentru noi toți Muntele Athos este un reper de credință, dar și un reper de cultură și civilizație. România este moștenitoarea directă a civilizației Imperiului Roman de Răsărit a Constantinopolului. După căderea la 1453 a Constantinopolului în mâinile turcilor, centrul de greutate al lumii ortodoxe s-a mutat către nord, în spațiu românesc și în spațiu balcanic, iar apoi către Muntele Athos, punctul fundamental a tot ceea ce înseamnă spiritualitatea creștin-ortodoxă la acest moment. Schitul Prodromu a fost întemeiat de mitropolitul Veniamin Costache în anul 1821, beneficiază de o ctitorie a domnitorului Grigorie Ghica al Moldovei. Este un monument de artă și de patrimoniu istoric de excepție, beneficiază de o bibliotecă și de o serie de bunuri de valoare de o importanță deosebită pentru umanitate, nu doar pentru ceea ce înseamnă creștinismul românesc. Și ca atare vă îndemn pe toți să votați pentru schitul Prodromu și să nu uitați ceea ce înseamnă ortodoxia pentru cultura, civilizația și spiritualitatea românească. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Mâine vom vota cu siguranță. Avem 5 amendamente la titlul legii intervenției. Nu la articolul 1, la articolul 2, 3... Articolul 2 roman, mâine vot final, caracter ordinar. Proiect de lege privind aprobarea ordonanței 11/2019 pentru modificare și completare ordonanței 195 privind circulația pe drumurile publice, PLX-ul 537. Dacă din partea celor patru comisii, industrii, cine vorbește? Raport comun... Avem raport din partea Comisiei de Industrie, din partea Comisiei pentru Apărare Juridică și Comisia pentru Transporturi. Un raport comun. Vă rog, doamna deputat, prezentați dumneavoastră.
Raport comun asupra proiectului de lege privind aprobarea ordonanței Guvernului numărul 11 pe 2019 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 195 pe 2002 privind circulația pe drumurile publice. În conformitate cu prevederile articolului 94 din regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru Industrie și Servicii, Comisia Juridică de Disciplină și Imunități, Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și Comisia pentru Transporturi și Infrastructură au fost sesizate în fond pentru dezbatere și avizare cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului numărul 11 pe 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 pe 2002 privind circulația pe drumurile publice. Potrivit prevederilor articolului 75, aliniatul 1 din Constituția României Republicată și ale articolului 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Decizională este Camera Deputaților. La întocmirea prezentului raport, cele patru comisii au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, punctul de vedere favorabil al Guvernului, avizul favorabil al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 21 octombrie 2019 ca urmare a depășirii termenului de adoptare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în vederea interzicerii ținerii în mână sau a folosirii cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil cu funcția de înregistrare, ori redare text, foto sau video în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare. În conformitate cu prevederile articolului 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au dezbătut actul normativ în ședințe separate. În conformitate cu prevederile articolului 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de lege după cum urmează: Comisia pentru Industrie și Servicii, Comisia Juridică de Disciplină și Imunități și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională în ședința din 17 decembrie 2019, iar membrii Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură în ședința din 4 martie 2020. La lucrările celor patru comisii au fost prezenți deputați conform listelor de prezență. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege. În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna deputat. Nu sunt intervenții. Avem 18 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenții, nu... De la 2 la 10 intervenții. Da, domnul Movilă, vă rog. Da, vă rog, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, și eu și colegii din Partidul Mișcarea Populară vom vota acest proiect de lege de adoptare a Ordonanței de Urgență a Guvernului 195 pe 2000, care completează această ordonanță, pentru că este un proiect de lege necesar. Înainte de a... Vreau totuși să vă precizez câteva lucruri. În 2018 am depus un proiect de lege având ca obiect de reglementare completarea Ordonanței Guvernului 195 pe 2002 în sensul stabilirii drept contravenție a folosirii mijloacelor de înregistrare audio-video cu excepția dispozitivelor de tip mâini libere. Proiectul de lege pe care l-am inițiat a ajuns la Camera Deputaților în 2018, a avut punct de vedere negativ de la Guvernul României și aș vrea să le spun colegilor președinți de comisii, de la cele patru comisii, că ar trebui să le fie puțin rușine, pentru că este inadmisibil ca un proiect de lege să stea 2 ani de zile, un proiect de lege care ar fi salvat vieți. În perioada de la înregistrarea proiectului de lege până la emiterea acestei ordonanțe de către guvern, pot să vă dau două cazuri în care au murit oameni pentru că reglementarea nu a ajuns în timp util să fie aplicată. În 2019 au murit 9 oameni într-un microbuz pentru că cel care era conducător auto transmitea live pe Facebook.
De asemenea, pot să vă spun că la două luni distanță, în Vrancea, pe drumul European 85, alți tineri au murit pentru că șoferul, conducătorul auto, transmitea live pe Facebook. În esență, vreau să vă spun că de multe ori și colegii președinți de comisii își bat joc de proiectele parlamentarilor, colegilor lor, proiecte de legi care ar putea să devină legi și să salveze vieți. Asta am vrut să vă spun. Sigur că vom vota, dar eu personal nu sunt la prima istorie în care proiecte de legi foarte bune au fost respinse, au avut punct de vedere negativ de la guvern, după care guvernul în funcție sau alți colegi parlamentari au inițiat proiecte cu aceeași temă și au avut succes. Da, domnul Andronache, vreți să interveniți? Nu. Bun, finalizăm și vă dau cuvântul pe procedură, da. Continuăm de la articolul unic, de la 2 marginal până la 10 intervenții, nu. De la 11 la 18 am finalizat dezbaterile, rămâne la votul final caracter ordinar. Pe procedură vă rog, domnul Andronache. Păi consultați-vă și îmi spuneți la ce concluzie ați ajuns. PLX-ul 341 pe 2019, proiect de lege pentru modificarea articolului 32 din ordonanța 34 pe 2008. Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva, nu. Raport comun, Comisia pentru Tehnologia Informațiilor și Comisia pentru Industrie. Cine prezintă? Domnul Zaina, domnul președinte Zaina, vă rog, prezentați dumneavoastră raportul comun. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Raport comun asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 34 pe 2008, privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență. În temeiul dispozițiilor articolului 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor și Comisia pentru Industrie și Servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul acesta de lege. Prin punctul de vedere transmis, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative cu observații și propuneri. Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului, Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și Comisia Juridică de Disciplină și Imunități au vizat favorabil proiectul de lege. Potrivit prevederilor articolului 75 alineatul 1 din Constituția României, Camera Deputaților este cameră decizională. În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 34 pe 2008, privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, cu amendamentele admise redactate în anexa numărul 1 și amendamente respinse redactate în anexa numărul 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem 3 amendamente respinse, dacă se susțin, nu. Avem 8 amendamente admise la titlul legii, intervenții, nu. De la 2 la 8 intervenții, nu. Rămâne la votul final, caracter ordinar. Domnul Andronache, vreți să interveniți, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Avem 2 solicitări. Pe de o parte, ca punctele 13 și 14 din ordinea de zi să devină punctele 9 și 10. Vorbim aici despre PLX 86 per 2020 pe punctul 9 și PLX 87 per 2020 pe punctul 10 și prelungirea programului de lucru până la epuizarea punctului 10 din ordinea de zi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. În aceste condiții supun votul dumneavoastră prelungirea programului de lucru până finalizăm și cele două proiecte pe poziția 9 și 10. Să înceapă votul. ...142 de voturi pentru, un vot împotrivă, a fost adoptat, am prelungit programul până
Vom discuta și cele două proiecte în dezbatere. La poziția 5 avem proiect de lege pentru completarea anexei 3 roman din legea cadru 153 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, PLX 523. Dacă domnul președinte Solomon, vă rog, inițiatorul nu este în sală, domnul președinte Solomon, vă rog. Comisia pentru muncă. Stimați colegi, proiectul are ca obiect de reglementare completarea anexei 3 la legea 153 din 2017, fiind vizată introducerea funcției de muncitor calificat în cadrul familiei ocupaționale cultură. Proiectul a fost adoptat de Senat în 21.10.2019, face parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaților este cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Da, domnul Wexler, vă rog, la dezbatere generală. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să salut în mod cu totul special amendamentele adoptate la acest proiect care fac referire la bibliotecile și la muzeile naționale. Sunt o categorie de oameni care alcătuiesc coloana vertebrală și susțin cu ajutorul lor cultura românească. Vă mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. Domnul Seidler, mă rog. Mi s-a sugerat în drum spre microfon să spun alte argumente decât dățile trecute. Într-adevăr, dățile trecute, data trecută spuneam că este a 17-a modificare a legii salarizării, data aceasta este a 18-a modificare a legii salarizării, care arată încă o dată, sper să nu mai vorbim despre situația a 19-a, dar totuși se pare că va fi cazul, dacă e să ne uităm la trecut, arată încă o dată cât de bine a fost fundamentată această lege de la bun început și cât de bine a fost ea înțeleasă. Între timp am aflat și cum arată studiul care a fost realizat de Ministerul Muncii pentru, ca bază pentru această lege. E o pagină de hârtie goală. Acest studiu nu există. Alte intervenții? Nu sunt. Avem 13 amendamente admise la titlul legii. Intervenții? Nu. De la 2 la 13 amendament admis rămâne la votul final caracter ordinar. Propunere legislativă pentru modificarea ordonanței 93 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, pe PLX 659, avem raport de respingere. Comisia Politică Economică și Comisia de Buget. Raport comun. Vă rog, domnul Lazar, vă rog. Raport de respingere. Mulțumesc. Raport comun pentru respingerea, pentru modificarea ordonanței de urgență 93-2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF. Conform prevederilor articolului 75 din Constituția României publicat, Camera Deputaților este prima cameră sesizată. Avem aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Consiliul Economic și Social, prin avizul 61 din 7 ianuarie 2020, a avizat nefavorabil proiectul de act normativ. ASF nu susține adoptarea inițiativei legislative conform punctului de vedere transmis celor două comisii cu adresa P945 din 11 februarie. Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 93-2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF aprobată cu modificări și completări prin legea 113-2013. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative pentru modificarea ordonanței de urgență 93-2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF. În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulțumesc, domnule Oreanu, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte de ședință. Tocmai pentru că proiectul are o latură obiectivă corectă, v-aș solicita retrimiterea la comisie pentru eliminarea unor mici discuții care sunt pe acest proiect de lege și eu cred că poate se configura ca un proiect care să fie adoptat ulterior. Deci vă solicit să-l retrimitem la comisie. Vă mulțumesc.
O săptămână. O săptămână, dar va trece tacit, dacă... Bun, sunt obligat să supun votului propunerea dumneavoastră. Să înceapă votul. ...72 de voturi pentru, 62 împotrivă, 4 abțineri, s-a retrimis la comisie. Proiect de lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului 67/2019 pentru modificarea și completarea legii 96/2000, pelixul 490/2019. Din partea Comisiei pentru Buget. În conformitate cu prevederile articolului 70 de regulamentul Camerei Deputaților republicat cu modificările și completările ulterioare, plenul Camerei Deputaților a hotărât trimiterea spre reexaminare Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 67/2019 pentru modificarea și completarea legii 96/2000 privind organizarea și funcționarea băncii de export-import al Unixim Bank, precum și a ordonanței Guvernului numărul 6/2019 privind înființarea unor facilități fiscale. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea legii 96/2000 privind organizarea și funcționarea băncii de export-import al României Exim Bank S.A. în vederea schimbării structurii de conducere Exim Bank S.A. pentru a asigura conformitatea cu reglementările în vigoare, precum și pentru completarea cadrului legal privind sursele de alimentare a fondurilor constituite la dispoziția acestei bănci pentru proiectele investiționare prioritare pentru România care vor beneficia de sprijin în numele și în contul statului. Totodată se propune și modificarea ordonanței Guvernului numărul 6/2019 în scopul majorării termenului de depunere a notificării privind intenția de restructurare obligațiilor bugetare, având în vedere că unii operatori economici nu au luat încă o decizie cu privire la situația lor financiară, precum și pentru exceptarea de la anularea accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale, reprezentând ajutor de stat, de recuperat sau fonduri care se cuvin Uniunii Europene. În urma reexaminării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților raportul de adoptare a proiectului de lege prin aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 67, pentru modificarea și completarea legii 96, precum și a ordonanței Guvernului numărul 6 privind instituirea unor facilități fiscale cu amendamentele admise prezentate în anexa numărul 1. Amendamentul respins se găsește în anexa 2. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc. Dacă sunt dezbateri generale, intervenții nu sunt. Avem un amendament respins, dacă se susține, nu se susține. La titlul legii intervenții nu, articolul 1 roman intervenții nu, 2, 3 rămâne la votul final, are caracter ordinar. Proiect de lege pentru modificarea și completarea ordonanței 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima Casă, PLX 395, Comisia pentru Buget. Vă rog, domnul... Conform expunerii de motive prin prezentul proiect de act normativ, se urmărește revizuirea condițiilor de accesare a programului guvernamental Prima Casă cu menținerea unui grad de îndatorare sustenabil. Astfel, programul este reorientat către persoanele cu venit până la un anumit plafon, asigurându-se o disponibilitate mai mare a fondurilor pentru persoanele care nu pot accesa un împrumut imobiliar standard. În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților raportul de adoptare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 60 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima Casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia cu amendamentele admise. Amendamentele respinse se găsesc în anexa 2. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulțumesc, doamna deputat Buzgan, vă rog la dezbatere generală. Mulțumesc, domnule președinte.
Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Programul guvernamental Prima Casă sau O Familie, O Casă, așa cum este denumit el acum, trebuie să fie, așa cum arată studiul de impact, precum și recomandările Băncii Naționale a României, cu un caracter social și trebuie să includă acele categorii care întâmpină dificultăți în achiziționarea unei locuințe. Conform ultimelor date publicate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, România are aproape 840.000 de exemplu de persoane cu dizabilități, dintre care 50% sunt tineri și adulți. Am propus pentru proiectul legislativ pe care îl discutăm astăzi câteva modificări care prevăd includerea în categoriile veniturilor eligibile și a indemnizațiilor pe care le primesc aceste persoane. De exemplu, ele trec printr-o nedreptate neputând să acceseze aceste fonduri, la fel ca orice alt cetățean. Avem nevoie de măsuri care să încurajeze și să stimuleze incluziunea socială a persoanelor din aceste categorii, precum și să susțină dezvoltarea acestora, pentru ca fiecare dintre noi să putem să ne atingem cu adevărat potențialul. Am încredere că împreună putem să facem acest lucru posibil prin votul acestei legi și vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră. Votul va fi mâine, doamna deputat. Mulțumesc. Avem 5 amendamente respinse, dacă se susțin, nu. Avem 31 de amendamente admise. La titlul legii, intervenții, nu. De la 2 la 21, intervenții, nu. De la 22 la 31, rămâne la votul final, procedură de urgență, caracter ordinar. La poziția 9, procedură de urgență, proiect de lege pentru modificarea și legii notarilor publici și a activității notariale, 36/95, domnul Varga, vă rog, de la Brăila, vă rog, prezentați raportul. Mulțumesc, domn președinte, de la OLT. Într-adevăr, e o dezbatere în fond în procedură de urgență. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea aliniatului 1 și 4 din articolul 63, legea 36/95, urmărindu-se asigurarea respectării deciziei Curții Constituționale 591/2019, precum și adoptarea unor măsuri tranzitorii necesare asigurării activității de administrare curentă a activelor casei de pensii acumulate în cei 7 ani în scopul garantării dreptului la pensie și încasare a contribuțiilor asiguraților notari publici până la adoptarea de către Parlament a legii privind sistemului de pensie a notarilor. La întocmirea acestui raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil atât al Consiliului Legislativ cât al Consiliului Economic și Social. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Membrii celor două comisii au dezbătut proiectul de lege în ședință comună și au hotărât în unanimitate de voturi aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Vă mulțumesc. Sunt intervenții? Nu sunt intervenții. Să stați să prezentați și pe celălalt. Rămâne la votul final neavând amendamente și ultimul proiect de astăzi este vorba de proiect de lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale notarilor publici, PLX-87, tot Comisia pentru Muncă și Comisia Juridică. Vă rog, prezentați raportul. În baza acestei decizii a Curții Constituționale, acest proiect de lege intră în procedură de urgență, a fost sesizat spre dezbatere în fond în procedură de urgență, Senatul în calitate de primă cameră a adoptat, Consiliul Legislativ și Consiliul Economic au dat aviz favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legal privind organizarea și funcționarea sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale notarilor publici din România. Conform deciziei Curții Constituționale 591 din 8 octombrie, în sensul celor prezentate anterior, proiectul de lege prevede un sistem propriu, autonom de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale notarilor, definind principiile fundamentale de organizare și funcționare al sistemului, asigurații, drepturile și obligații acestora, categoria de pensii, condițiile de acordare, modul de stabilire, precum și bugetul de venituri și cheltuieli. În urma dezbaterilor și opiniilor exprimate, membrii celor două comisii cu unanimitate de voturi propun plenului adoptarea proiectului de lege privind sistemul. Vă mulțumesc. Dacă sunt dezbateri generale, intervenții, nu sunt. Avem 98 de amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenții, nu. De la 2 la 40, intervenții, nu. De la 41 la 98, mulțumesc. Caracter organic, mâine la votul final. Încheiem aici, pauză 5 minute și începe sesiunea dedicată declarațiilor și întrebărilor.
Continuăm, stimați colegi, partea a doua dedicată interpelărilor. Domnul Halici, o interpelare, vreți să prezentați, nu depusă scris. Domnul Bogdan Cojocaru, două interpelări, prezentați, nu depuse scris. Doamna Natalia Intotero, trei interpelări. Domnul Ionel Floroiu, o interpelare. Laurențiu Nister, o interpelare. Beatrice Tudor, o interpelare. Domnul Gheorghe Dănuț Bogdan, o interpelare depusă scris. Doamna Tudorița Rodica Boboc, o interpelare depusă scris. Domnul Eugen Neață, doamna deputat Mariana Venera Popescu, o interpelare depusă scris. Doamna Oana Bâzgan, o interpelare. Cornelitu, trei interpelări depuse scris. Maricela Cobuz, o interpelare. Ioan Dârzu, trei interpelări. Roxana Mânzatu, două interpelări. Eugen Durbacă, șase interpelări. Sergiu Cosmin Vlad, o interpelare. Claudiu, da, vă rog. Domnul, vă rog, prezentați pe scurt interpelarea. Vă rog, domnul Vlad. Mulțumesc, domnule președinte. Interpelarea este adresată Ministerului Educației și Cercetării, doamnei ministru Aniela Anisie Monica Cristina. Obiectul interpelării, clădirea care aparține Ministerului Educației și Cercetării din municipiul Arad, este renovată, însă acest spațiu este închis. De ce? Stimată doamnă ministru, în municipiul Arad, pe strada Ioan Rusu Șirianu, se află clădirea Ministerului Educației și Cercetării, care este renovată conform normelor, însă clădirea respectivă nu este utilizată. Acest lucru îngreunează activitatea Clubului Sportiv Școlar Gloria și clădirea renovată se degradează odată cu trecerea timpului. Vă rog să-mi comunicați referitor la acest subiect următoarele. 1. Care sunt motivele din cauza cărora nu este utilizat spațiul Clubului Sportiv Școlar Gloria din municipiul Arad și stă închis? 2. Când este planificată reutilizarea spațiilor din cadrul clădirii de pe strada Ion Rusu Șirianu, municipiul Arad? Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să-mi fie trimis în scris la adresele Parlamentului României, grup parlamentar USR. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mergem mai departe. Domnul Claudiu Năsui, 5 interpelări. Ioana Bran, 2 interpelări. Nu. Domnul Marius Bota, 3 interpelări. Constantin Codreanu, 3 interpelări. Prezentați una dintre ele, domnul coleg. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, pentru că astăzi a fost citită o declarație de la Tribuna Camerei Deputaților cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii și interpelarea pe care am ales o face referire la o figură emblematică din istoria României, o femeie emblematică din istoria României, Regina Maria. Vorbim despre situația monumentului istoric, Palatul Reginei Maria din Mamaia, județul Constanța. Interpelarea este adresată ministrului Culturii, domnului Bogdan Gheorghiu. Stimate domnule ministru, în ultimii ani presa națională a relatat pe larg despre situația dezastruoasă a monumentului istoric Palatul Reginei Maria din Mamaia, județul Constanța, construit în perioada 1923-1926 după un proiect al arhitectului Mario Stop. Această clădire de patrimoniu cu statut de monument istoric cade sub incidența prevederilor legii numărul 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și completările ulterioare. Este cunoscut faptul că Palatul Reginei Maria din Mamaia a făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare din numărul 1755 din 25 iunie 2003, susceptibil de ilegalitate din moment ce statul, respectiv Ministerul Culturii, are drept de preiemțiune în cazul vânzării-cumpărării clădirilor de patrimoniu cu statut de monument istoric. Articolul 4, alineat 4, legea numărul 422/2001. De asemenea, este cunoscut faptul că un dosar legat de dreptul de proprietate asupra Palatului Reginei Maria din Mamaia se află de mai mulți ani de zile pe rolul instanțelor de judecată. La nivelul Ministerului Culturii fusese reconstituite în anul 2019 grupuri de lucru și analize pentru elaborarea codului patrimoniului și modificarea și completarea legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, astfel încât statul să poată interveni cu lucrări de protejare și pentru monumentele istorice aflate în situații litigioase.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți. 1. Care este în acest moment statutul juridic și regimul proprietății monumentului istoric Palatul Reginei Maria din Mamaia, județul Constanța? 2. Ce măsuri de intervenție are în vedere Ministerul Culturii pentru salvarea, restaurarea și includerea în circuitul turistic al Palatului Reginei Maria din Mamaia, județul Constanța? Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Daniel Olteanu, o interpelare depusă. Domnul Lovin, vă rog, aveți 7 interpelări, vă rog, prezentați una dintre ele, domnul deputat. Mulțumesc, domn președinte. Interpelare adresată domnului Ion Ștefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltare și administrației. Obiectul interpelării, regiunea Sud-Vest Oltenia are nevoie de POR, priorități de investiție 2.2. Domnule ministru, în ultima vreme, tot mai mulți oameni care doresc să profite de potențialul turistic al județului Vâlcea, care investesc sau intenționează să dezvolte afaceri în domeniul hotelier, restaurante, activități de agrement și nu numai, atât de necesare în nordul Olteniei, m-au contactat și m-au rugat să fac demersuri prin autoritatea de management pentru programul operațional regional 2014-2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în așa fel încât noul apel pentru prioritatea de investiții 2.2, sprijinirea creierii și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltare a serviciilor, pentru care ghidul solicitantului s-a lansat în dezbatere publică în 2018, să fie deschis cât mai rapid și în regiunea Sud-Vest. Potențialii beneficiari spun că așteaptă de foarte mult timp lansarea noului apel, care le-ar permite să atragă până la 5 milioane de euro și atrag atenția că orice întârziere le blochează șansa la dezvoltare. Din punctul lor de vedere, favorizarea IMM-urilor din regiunea Nord-Est și Vest reprezintă o discriminare și o condamnare la sărăcia zonei noastre, Oltenia, unde potențialul este incredibil. În concluzie, domnule ministru, vă rog să vă precizați punctul de vedere cu privire la situația prezentată mai sus și cu autoritatea de care dispuneți să găsiți cele mai bune soluții de rezolvare, soluții de răspuns scris și oral. Vă mulțumesc cu deosebită considerație. Vă mulțumesc. Doamna deputată Tamara Ciofu, vă rog, aveți 2 interpelări, vă rog, prezentați una. Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință. Interpelarea este adresată domnului ministru al Sănătății, Victor Sebastian Costache, iar obiectul reprezintă creșterea gradului de depistare rapidă a virusurilor prin dotarea spitalelor cu aparatură și echipamente specifice. Având în vedere că pe zi ce trece evoluția îmbolnăvirilor cu coronavirus devine din ce în ce mai îngrijorătoare, Ministerul Sănătății a luat decizia de a dota cu aparatură și teste de screening secțiile de primire urgență și ambulatoriile din spitalele județene și municipale din toată țara. Dacă nu ați luat măsuri în acest sens, vă rog să comunicați public termenul la care veți implementa screeningul pentru virusurile responsabile de apariția infecțiilor respiratorii. Consider că este obligatoriu ca în cel mai scurt timp să se asigure echipamentele de testare pentru identificarea virusurilor gripare, a coronavirusului COVID-19 și a streptococului beta-hemolitic de grup A. În contextul extinderii cazurilor de oameni infectați cu coronavirus, România ar trebui mai mult decât oricând să aibă instituții de plin funcționale și stabile pentru a putea asigura protecția și sănătatea cetățenilor. În prezent, în situația din țara noastră, se impune creșterea gradului de reacție a unităților sanitare, care se poate realiza în primul rând prin testarea populației la o serie de virusuri care sunt responsabile cu declanșarea infecțiilor respiratorii. Astfel, protocoalele medicale la nivel internațional prevăd că este necesar să se acționeze prin realizarea screening-urilor atunci când apare o creștere a incidenței infecțiilor respiratorii, cum se întâmplă în sezonul de gripă și în situația actuală a epidemiei de coronavirus la nivelul mai multor state. Așadar, vă rog să-mi comunicați dacă veți lua măsuri și cum veți acționa pentru creșterea gradului de testare a populației pentru depistarea prezenței virusurilor gripale, influența A și B, a coronavirusului și a streptococului beta-hemolitic de grup B, astfel încât să se identifice la timp și să se limiteze extinderea infecțiilor de acest tip. Vă mulțumesc, solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, doamna deputat. Mergem mai departe. Răzvan Rotaru, 2 interpelări. Ilie Toma, 2 interpelări. Una dintre ele, vă rog, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Interpelarea se adresează Ministerului Finanțelor Publice, domnului
fost ministru, actual interimar, prim-ministru Vasile Florin Câțu. În cadrul întâlnirii cu cetățenii din județul Hunedoara mi-a fost semnalat faptul că europarlamentarii nu plătesc taxe și impozite și mi-au fost adresate o serie de întrebări referitoare la persoanele care dețin funcția de europarlamentar. Prin urmare, domnule ministru, pentru bună informare a cetățenilor din județul Hunedoara și nu numai, vă rog să-mi răspundeți punctual la următoarele întrebări adresate de către aceștia și notate în cadrul biroului parlamentar. 1. Care este câștigul net salarial a unei persoane care deține funcția de europarlamentar? 2. Persoane care dețin funcția de europarlamentar, unde plătesc taxe și impozite pentru veniturile încasate? 3. Pe ce criterii europarlamentarii din Uniunea Europeană nu plătesc taxe sau impozite dacă nu le plătesc? 4. Care este valoarea pensiei speciale acordată persoanei care deține funcția de europarlamentar și care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de pensia specială? 5. Ce alte sume bănești se acordă europarlamentarilor, pentru ce și cum se justifică toate cheltuielile? Solicit răspuns verbal și înscris. Cu deosebit respect, deputat de Hunedoara, Ilie Toma. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Lucian Daniel Stanciu vizite o interpelare depusă. Scriți Ioan Sorin Roman, două interpelări depuse. Vlad Duruș, vă rog, o interpelare. Mulțumesc, domnule președinte. Interpelarea mea se referă din nou la drumul național 18B care leagă Baia Mare de Târgu Lăpuș. Reabilitarea acestui drum național, așa cum am spus, că ce leagă municipiul Reșiențe de Județ de centrul țării Lăpușului, intră peste câteva luni, domnule ministru, în al treilea an de execuție. Termenul de finalizare a modernizării celor 45 de kilometri inițial a fost stabilit la 6 luni. Sigur, se organizează periodic diferite declarații de presă, se fac poze. De altfel, a fost și un lung șir de bâlbe tehnice, pentru că s-a greșit rețeta la asfalt, așa cum ni s-a comunicat. Ba, s-a gestionat greșit contractul, inclusiv DNA-ul are un dosar în lucru în legătură cu această reabilitare. Se creează efervescență doar în pragul celor două campanii electorale din ce au fost anul trecut, în 2019. Înainte de fiecare rundă apăreau câte 3-4 utilaje, câțiva muncitori, când se închideau urnele, se închideau și lucrurile de reabilitare, de modernizare. Domnule ministru, această bătaie de joc față de maramureșeni și față de lăpușeni trebuie să ia sfârșit. Așadar, vă rog frumos să-mi răspundeți când vor fi reluate lucrările de reabilitare pe drumul național 18B Baia Mare Târgu Lăpuș și în câte luni aproximați că vor fi finalizate. Vă mulțumesc. Ilie Barna, 3 interpelări depuse și ultimul vorbitor, Andrei Daniel Gheorghe, 9 interpelări, pe scurt una dintre ele, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, interpelarea se adresează domnului ministru al afacerilor interne, Marcel Ion Vela. Obiectul, întărirea tuturor punctelor de frontieră din România. Domnule ministru, peste 13.000 de migranți s-au deplasat la frontiera dintre Turcia și Grecia, conform Organizației Internaționale pentru Migrație, agenție ce face parte din Organizația Națiunilor Unite. Turcia a deschis pe 28 februarie frontierele cu Europa, amenințând că va lăsa să treacă pe acolo un nou aflux de migranți în cazul în care nu va obține un sprijin activ din partea Uniunii Europene în disputa sa cu Rusia în Siria. Decizia președintelui Recep Tayyip Erdogan vine după ce 10 de soldați turci au murit în urma unui bombardament în provincia siriană Idlib, dorindu-se din partea Turciei un ajutor din partea Uniunii Europene și a NATO în această privință. Acest fapt a dus la o serie de situații tensionate la frontiera dintre Turcia și Grecia, unde au avut loc ciorniri violente între polițiștii greci și migranții care sunt în mișcare și care încearcă să treacă frontiera turco-greacă.
Situația este una tensionată nu numai pentru Grecia, spre deosebire de vechiul traseu, sursele afirmând mai nou faptul că noua rută va ocoli Balcanii de vest și ar trece prin România și Bulgaria, iar de aici către centrul și vestul Europei. Uniunea Europeană privește cu îngrijorare fluxul necontrolat de migranți din Turcia, iar situația în care se poate afla țara noastră poate fi una extrem de delicată. Permiterea accesului unui astfel de flux de migranți din Orientul Mijlociu pe teritoriul țării noastre poate fi riscant, în condițiile în care România dispune de regi și reglementări normative, trebuie să se țină cont de suveranitatea statală, iar granițele să fie atent controlate și întărite în aceste zile când valul migranților reprezintă o problemă europeană. În calitate de membru al Uniunii Europene, România nu are doar angajamente, ci are și drepturi, mai ales atunci când vorbim de a România de a-și pune proprii cetățeni și suveranitatea națională pe locul întâi. Favorizarea migranților ilegali prin permiterea unei asemenea flux duce la discriminarea cetățenilor români care trăiesc pe teritoriul țării lor. Așadar, domnule ministru, cer să se rezolve de urgență o eventuală gestionare a acestui flux prin măsuri preventive și să se dispună întărirea tuturor punctelor de frontieră din România, controlându-se atent posibilă intrarea migranților ilegali pe teritoriul țării noastre. Cer răspuns scris și verbal. Daniel Gheorghe, deputat PNL de Ilfov. Vă mulțumesc. Oral, da. Mulțumesc, declar ședința închisă. Ne vedem mâine dimineață la ședința consacrată declarațiilor politice. Seară bună!